În centrul agroalimentar din Dezmir, județul Cluj, peste 100 de producători caută să își vândă marfa. Deși legumele sunt proaspete și prețurile pot fi negociate, oamenii așteaptă zile întregi câte un client. Ieri cât ați vândut? Ați vândut ceva? Ieri am dat zlav. Cât o să mai stați aici? Păi până am terminat, că nu o să ne ducem cu ea înapoi acasă. Prețurile sunt cam mici, dar asta este. Adică la bine te merge un leu, ardeiul tot așa un leu, roșiile tot de la 1,50 lei. Și negociați? Negociem, da. După client, negociem. E prost. Augustul e prost. Cam tot an. Nu mai este profit. Nu este profit. O să vă mai descurcați? Rău. Rău. S-a deloc. O să rămână toamnă pământul de acolo. Oamenii ar putea economisi 10 de lei dacă și-ar face cumpărăturile la Dezmir. Oamenii de rând trebuie să știe că există avantaje atunci când își fac cumpărăturile într-o piață agroalimentară. În primul rând fac economii. De exemplu, un kilogram de vine te costă 80 de bani, în timp ce într-o piață normală, la trabă, aceeași cantitate costă 2,50 lei de bani. De asemenea, un sac de varză de 35 de kilograme costă 10 lei, iar un kilogram de cartofi costă 70 de bani, în timp ce la piață aceeași cantitate o cumpărăm cu 1 leu și 50 de bani. Reprezentanții centrului agroalimentar spun că, în lipsă de clienți, producătorii care vând aici sunt tot mai aproape de faliment. Că nu fac vânzări, cu toate că vin, stau 2-3 zile aici, vin cu marfa proaspătă, n-au posibilitatea să negocieze la preț, o vând en gros, se întorc înapoi de unde sunt, din zona respectivă, vin cu marfa din nou proaspătă și tot așa. Piața din Dezmir este cel mai mare și mai modern centru pentru produse agroalimentare din nord-vestul țării.